Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre criptomoneta Nucleus. Deci, în data de 22 noiembrie am avut plasat un video unde spuneam că cum de primit 20 de monete la înregistrare. Atunci, în acest video când am făcut, încă nu era plasat în mesajul de la ei că aceste monete le vom putea ridica doar în cazul când cumpărăm monete în valoare de 100 de dolari ca să le putem da în arendă apoi în programul Lending. Deci criptomoneta Nucleus este după modelul BitConnect. Cine știe, cine nu știe. Și cine a mai făcut promovare la această monetă, pentru fiecare invitat se mai dădea încă 20 de monete. Această monetă noi o putem primi pe portofelul Wave. Cine nu știe, eu am făcut mai multe video unde am explicat cum creăm portofelul. Deci faci cont nou, eu deja l-am. Voi intra interior și voi arăta cum am făcut ca să primesc monetele date. Eu deja am cumpărat 100 de monete și nu 100 de monete, dar 100 de dolari. Mai mult decât am cumpărat, dar azi am făcut și acum o să vă arăt ce s-a primit în final. Da, unde încă asta noi vedem? În mesajul de pe 7 decembrie care a venit de la ei, că ca să putem primi acest bonus, ca să-l ridicăm, trebuie să îndeplinim anumite condiții. Deci în acest mesaj este scris, deci eu acest link pot să văd, deci într-un timp linkul acesta era când făceam înregistrare, pe urmă a fost ICO și deja nu se mi-a dădeau monete și nu se dau pentru înregistrare. Și mulți din voi nu puteau să vadă ce monete au, ca să vedeți ce monete aveți. Deci, eu am avut 86 de persoane care s-au înregistrat, mulțit la 20. Mulțit la 20. 86, mulțim la 20. De monete, este egal cu 1720. Pentru cei că eu am făcut înregistrare personal pe acest site, încă 20 pentru minim mi-au dat. În afară de ceea ce am pentru referat. Deci eu am primit în total 1740 de monete. Acum când o să intrați în cont, o să vedeți că eu singur am cumpărat 125 de monete. Deci, în total, în cont am 1865 de monede. Deci, ca să vedeți dacă ce bonus aveți aici, intrați, uitați-o pe link-ul acela care este sub video. Ia să vedem dacă lucrează. Ce nu lucrează. Vedeți că intrați după link, nu nimic. Deci ștergeți terminația aceasta până la linie. Iar aici, uitați-vă ce îmi scrie mie. Bonuses. Deci trebuie să adăugați partea aceasta. Deci ca să ajungeți acolo unde să vedeți câte monete aveți, dacă eu știu, să știți cumva acest mesaj care a venit la ei. Deci eu vă arăt cum faceți ca să apară link-ul acesta. Vedeți, mie îmi pare a mea informație. Iar la voi, ca să vedeți, vă introduceți email-ul vostru aici.
care s-a făcut înregistrare. Atunci apăsați pe subscribe și o să apară informația voastră. De pildă, că eu dacă scriu. Vedeți, mi pare cât am eu. Deci v-am arătat o cale cum să găsiți informația câte monete aveți. Acum, a doilea moment, ce este în mesajul acesta important. Care a venit, aici este o instrucțiune. Cum... să cumpărați monede. Pașii, primul și faceți, a doilea, a treilea. Ca tare tot acest lucru, eu cu o să vă arăt. Eu... Dar... cum îl găsiți, uitați, el încă așa mai scrie. Tot același site, pur și simplu adăugați litera F, A, K, S și bară. Și o să apară această pagină. Pe acolo pagina aceea este foarte importantă pentru ce? Ca să puteți să găsiți monetele în acel portofel Waves. Deci aici scrie că trebuie de trimis lor un document care confirmă că nu sunteți din SUA Singapore, adică eu am trimis copie buletinului și portofelul meu Waves lor după ce am cumpărat monede minim de $100. După ce, deci eu am cumpărat catare, cum am spus, 125 de monede, iar 1740 mi s-a transmis de ei deja în portofelul meu. Și acum când o să intru, să vedeți că am suma aceasta. Pentru ce îmi trebuiește acest fac, pasul numărul 2? Pentru că aici este un indicator foarte important, care nu îmi trebuiește, cu fel copii. Deci este acesta, cod Qatar Illustration. И сейчас код родишь. Приму пас, копьем сейчас код. KLSV Memoria. Кум антрем портофел у нас, который держал авем креат. Аскультац атент, что спун, я косну, пасть грешель. Катари, asta singur trebuie să vă învățați, nu trebuie să vă înveți nimeni, căci nimeni nu e obligat să vă înveți. Dar deoarece mulți mă întreabă, ba una, ba alta, pe Skype, eu stau jumătate de zi și cu 5 oameni dacă pot explica de ce am putut să fac un video. Deci, când intrați în interior, la voi suite pe 0. Avem cont în dolari, în euro, în bitcoin, în waves, în Ethereum, Litecoin și Zcash. Acum, nou îmi trebuiește portofelul Waves să fie alimentat. Cum îl alimentăm? Deci noi introducem ori Bitcoin încoace, ori Ethereum. Deci toate tranzacțiile care se fac în interior se iau tax 0.3. De 0.03. Eu am făcut deja mai multe taxe și trebuie să-mi alimentez din nou. Deci, cum alimentați? Deci, tot e simplu, de faci depozit. Pe orice buton unde este depozit, adică aici e portofelul VSD, pe care să-l alimentați. Când îl alimentați, apar bani. De pildă, dacă vreți în dolari să alimentați, aici vă apare instrucțiunea. Cum și ce și ce să de făcut.
Eu n-am făcut în dolari și a verificat ce mai trebuie și în momentul în care era mai mult timp. Eu am făcut depozit în Bitcoin și pe urmă am cumpărat. Deci uitați, aici sunt sus 7 butoane. Trebuie să le înțelegi fiecare ce reprezintă. Deci aici primul $1 este, spunem așa, principalul, unde sunt valutele care le-am avem aici. A doilea buton, aici vedeți că e formă de portofel, cum geantă. Aici e portofoliu de monede care noi le avem. Și aici, uitați, vedeți, eu am nucleus și am, cum am spus, 1865 de monede. Mai am Waves. Mai am Bitcoin. Și mai am Ethereum. Acum, a treilea buton, aici e bursa, unde noi putem o valută pe altă valută să schimbăm. Și aici ne uităm ce este plasat pe ce. De pildă, bursa, Waves, Bitcoin. De pildă, ne întrebiește Waves, ca să ne fac tranzacții. Și eu acum să cumpăr niște Waves. Mergem în jos. Acum uitați-vă, aici trebuie să înțelegeți atent ce se întâmplă. Deci este de a cumpăra Waves, de a vinde Waves. Două direcții. Deci uitați-vă, buy, noi cumpărăm Waves. Sell, noi vindem Waves. Și uitați-vă ce vedeți, eu vreau să cumpăr și aici e scris ce dau. Cumpăr și dau Bitcoin. Vedeți cât am cont. Sell. Deci eu vând. Și ce voi primi? De pildă, dacă o să vreau... Pentru asta, ca să nu găciți ce preț și cu ce unitate, cel mai simplu aici sunt prețurile care cineva vinde. Adică vreau să cumpere aici. Aici cineva vinde. Waves. De pildă, eu vreau să cumpăr Wave. Apăs pe Wave. Și prețul deodată s-a pus aici, vedeți? Persoana aceasta vinde 170 de Wave. La prețul acesta. Și total trebuie și atâta. Dar nu trebuie și atâta, eu vreau să cumpăr un... tak. Trebuie și 0,5 de pildă. 42. Eu am 20. O să mai pun 0,5. Dar eu am... Deci mie nu ne ajunge. 0,0 pentru tranzacție. O să apăs cumpăr. Order este creat. Și aici vedeți am 0,09. S-a adăugat. Acum când intrăm în portofel, aici uitați, vedeți istoria. Mai jos când intrăm, ce s-a făcut. Deci eu acum am cumpărat în bursa interioară Waves. Vedeți, pentru tranzacție mi s-a luat 0,3 Waves și am cumpărat 0,2. Am mai uitat mai înainte să vede că eu am primit Nucleus 1740, cum am spus eu. Iar mai înainte, am cumpărat nu
клевус, лет до транзакции, усута оптиш, кушайс продача, усута до уж патру, косна сумма, усута до уж синч катар. Дечи, кам аста история. Дечи, прима требуй са алиментац. Портофелу. Deci trebuie să alimentați. Alegeți una dintre aceste care vă este mai comod. Eu am luat Ethereum. Deci am apăsat Deposit. Deci din alt site. Aici ia portofelul meu. L-am copiat. Aici atent, vedeți, scrie minimum ce sumă puteți trimite pe acest portofel. La fel, când o să vreți să scoateți, tot să fiți atent că aici scrie minimum cât poate scos. Vedeți? De la 0.1, de la 1.000.000 Ethereum. Deci eu am 0.04, eu nu o să-i pot scoate. Trebuie să am măcar minimum 0.1. 0.1, asta undeva e $60. Мой Ethereum undeva e $600. Acum dați facem cum găsim Nucleus, când o să vreți cumpăra asta. Deci uitați-vă. Nu în loc de Vibes trebuie să punem Nucleus pentru asta și ne trebuie și acest cod. Uitați-vă. Noi aici l-am găsit. Intrăm aici după ce am alimentat contul nostru cu Bitcoin ori cu orice altceva vreți. Că tare trebuie de lucrat cu Bitcoin, că el cel mai răspândit și cel mai mic curs. Curs VR. În loc de Vibes, punem acest cod. Odată nu se primește, încercați a doua oară. Și că el a apărut, o puneți aici. Când l-ați apăsat, a apărut Nucleus. Acum mergeți în jos. Aici vedeți, Nucleus se vede cantitatea mea, dacă eu vreau să le vând, pot să le vând. Eu nu o să le vând, că eu vreau să particip la lending, adică el o să crească, el acum în jur de $1 o monetă. Cu timpul poate să iasă și $10. Poate să fie și istoria ca la BitConnect. În BitConnect acum e $300. Deci, dacă va fi așa, de pildă, având 1865 de monede, mă înseamnă la $300, jumătate de milion de dolari poate să fie. De pildă, dacă va avea același succes. Dar dacă nu, pur și simplu mai încolo le vindem, o vedem cum situația. Dacă o să înceapă să crească, le ținem. Dacă începe să scadă în prețul, să le vindem pe lepă. Cum le cumpărăm monetele, cum am spus încă o dată. Deci în Bitcoin trebuie să aveți bani. După aceea alegeți de aici cine vine. De pildă 300 de monete. 300 de monete. Da, să vedem. 300 de monete. Ai pur și simplu prețul pus am dat un Bitcoin. Zero întreg, zero. Șapte. 6.4 Dimulțit la 17.000 undeva e un Bitcoin. Vreau să văd cât e prețul. Cum am spus, vedeți în jur de $1. 300 de monete. Eu am cumpărat cu 89 de cenți azi. Dar deja vedeți am eu de-a mea la $1. A crescut cu 11 cenți, cu 10 cenți. Numai
De moment când i-am făcut cumpărătura. La ce oară am făcut cumpărătura? La amiază, la ora 3. Deci data de 13 decembrie azi am cumpărat. Deci așa se face cumpărătura, cine are dorință și vrea să participe la primirea acestor monede. Deci inițial trebuie să cumpărați de cel puțin 100 de dolari. Deci să primești dacă e un dolar acum unde e o monedă, unde e 100 de monede să vezi. După ce ați cumpărat, trimiteți un mesaj lor. Deci eu în același scrisoare am scris și mi-a răspuns că TED a fost verificat și mi s-a dat 1720 amele de la bonus pentru referal și amele 20 monede pe portofelul meu 4 ore în urmă 6 ore în urmă mi-a scris, în 2 ore mi-a răspuns. Deci cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.